Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Derek Hogan, a întreprins pentru prima dată o vizită de lucru la Tiraspol, unde a avut o întâlnire cu liderul regiunii Transnistrene, Vadim Krasnoselski. Acesta din urmă a remarcat că Tiraspolul are relații bune cu ambasada SUA de la Chișinău și că există mai multe programe culturale și umanitare între regiunea transnistreană și reprezentanța americană. Cum am mai zis, poporul transnistrean este unul foarte educat și ne interesează cultura oricărui popor, inclusiv a celui american. Nu sunt cuvinte goale. De exemplu, noi avem ziua filmului american și, la recomandarea mea, sunt arătate filme americane clasice. Noi vom continua acest program și îl vom dezvolta. Krasnoselski a mai menționat că Tiraspolul este interesat în sprijinul SUA în dezvoltarea limbii engleze la Universitatea de Stat din Tiraspol, dar și la Centrul American de Cultură de pe lângă universitate. Cât ține de politică, Krasnoselski a subliniat că opinia SUA în formatul de negocieri 5+2 a fost mereu una interesantă și că în multe cazuri s-a observat susținerea SUA în realizarea unor rezultate concrete. La rândul său, ambasadorul american a declarat că scopul vizitei sale la Tiraspol este de a înțelege cum SUA poate în continuare sprijini dezvoltarea regiunii transnistrene și soluționarea conflictului de pe Nistru.